Iar ne gândeam că aproape că mai avem puțin și facem 10 ani. Deja? Aproape 10 ani. Deci eu mă mir cum se miră și el și cum cred că ne mirăm cu toții și cum cred că se miră o grămadă de oameni care de fapt n-a dat nicio șansă sau prea puține șanse unei relații formată dintr-un personaj de gen masculin mult mai tânăr decât personajul de gen feminin eu, adică. Și da. Două profesii diferite, da, adică erau profesiile multe diferențe nu între e voi. Neapărat că la profesie e bine să fie diferite, că nu e bine, părerea mea, nu știu, poate că unii pot merge în aceeași direcție dacă lucrează în același loc, da. Sau în același domeniu, ca să zic așa. Dar la noi chiar a funcționat și am mai nu știu dacă lucrurile au funcționat mergând pe o rețetă, pentru că niciunul dintre noi nu a mers pe o rețetă. Nici eu n-am dat șanse aceste relații, poate nici el. Nu? Cum? Dar, până la urmă, pentru că n-am mers pe ideea, domne, hai să intrăm într-o relație extrem de serioasă, deci oricum eu nu vreau să mă căsătoresc, nici el, dar am mers pe o relație de încredere. Deci okay. Asta a fost. Probabil diferența de vârstă, maturitatea mea i-a dat și lui ceva, că el s-a maturizat normal, a crescut și el în vârstă, s-a maturizat, da. E clar că în general bărbații sunt mai copii decât așa sunt e. Femeile și da. Când diferența de vârstă este și asta o problemă, deja e o mare grijă, știi? Dar zic eu că s-a maturizat, pe de-o parte. Eu nu pot să nu recunosc că poate am luat din energia lui, că o conta și chestia asta. Cred că este important să fii energică și pentru că omul de lângă tine este energic, deci n-ai cum tu să fii ca o legumă și da. El să fie ca un spiriduș. Deci e imposibil chestia asta și cred că a contat foarte mult faptul că am avut încredere unul între altul și eu cel puțin i-am zis, pentru mine viața este o mare bucurie, deci eu vreau să mă simt iubită și să iubesc, eu nu pot să trăiesc altfel, așa am fost întotdeauna. Uh-huh. Deci eu am ales să-mi trăiesc viața iubind și acceptând iubirea. Deci altfel nu pot, că nici nu vreau, adică până la urmă sunt destul de stăpână pe mine și sigură și nu pot să trăiesc altfel, deci și nu vreau să trăiesc altfel. Și am spus, în momentul în care vei simți că îți place altă femeie, spune-mi că ne vom despărți cu zâmbetul pe buze. Și eu îți recunosc în față că dacă voi simți că îmi place alt bărbat, voi face la fel. Deci nu voi trăi într-un compromis nici două zile. Și lucrul ăsta, cred că, cum să zic eu, adică practic nu suntem nici legații cu un act, nu ne leagă decât o relație frumoasă, o iubire și o prietenie bazată și pe respect și pe bună înțelegere. Și, deci pot să zic că mă mir că au trecut 10 ani și da. Aproape 10 ani. Da, da. Dar au trecut. Uite, este până la urmă bărbatul cu care am stat cel mai mult în viață până acum. Serios? Serios. Cea mai lungă relație? Cea mai lungă relație. Incredibil. Incredibil. Dar vezi, poate... Dar poate la vârsta maturității... Și poate fix contează foarte mult exact ceea ce ai spus și tu și aș vrea să rezum eu acum. Să nu-ți faci planuri, să nu... Da, nu ne-am făcut planuri. Asta zic, știi? Nu, deci eu în general, și mai ales acum, chiar ziceam înainte de emisiune, că vreau să mă eliberez de toate activitățile care mă țin... cum să zic eu, legată, constrânsă, captivă în propria viață, știi? Deci vreau să fiu liberă, să fac ceea ce îmi place și, în primul rând, să ofer timp pentru familia mea, pentru Albert, în primul rând, și pentru Iulian, dar nu în ultimul rând pentru mine. E normal. Chiar am zis că eu sunt, ar trebui în momentul de față să fiu cel mai important personaj din viața mea. Exact. Pentru că am zis, în tinerețe am vrut carieră, eu n-am avut familie, am vrut să-mi fac carieră, mamă, carieră, să fac carieră, vreau să realizez, să fac. Ok. A venit momentul la 42 de ani și l-am născut pe Albert. A fost prima oară în viața mea când mi-am dorit copil. Deci nu mi-am dorit nici înainte, dar a fost prima oară. L-am născut pe Albert. Am continuat 11 ani să mă împart între copil și carieră,
acum, în al 12 an al lui Albert, da, mers spre 54 de ani, m-am hotărât să mă pun pe primul plan pe mine. Așa am zis, la jumătatea vieții, pentru că ăsta e targetul. Mi-a dat Albert target. 100 de ani. Da. Tu fără să-ți dai seama, cred eu, ne-ai mai dat o exclusivitate acum câteva minuțele când ai spus că nu te leagă de Iulian un act, pentru că au fost foarte multe speculații că voi v-ați fi căsătorit deja cumva în secret și că tu ai refuzat să vorbești despre acest subiect. Dar acum am lămurit, ca să zic da, așa, și, exact, și aspectul ăsta. Dar nu ți-ai dori să mai fii odată mireasă? Să... Păi sunt mireasa lui în fiecare zi, să știi. Ah, ce frumos ai spus! Ce frumos! Sunt mireasa lui în fiecare zi, adică eu cred că este nemaipomenit să simți sau să te simți mireasa cuiva, mm-hmm, nu? În fiecare zi, decât să fii mireasă într-o zi și... Apoi... Și apoi nu se știe. Da, da, este... Nu știu, adică... Lucrurile, ți-am spus, fără planuri. Trăiește-ți clipa. Că până la urmă știi cum e. Trecutul e trecut, viitorul nu se știe. Dar prezentul este cel pe care îl cum să zic, e palpabil, știi? Prezentul este momentul care este cel mai sigur. Așa și este. Trăiește-ți prezentul. După aia fiecare zi devine prezent, nu? Și nu se știe când și cum, adică, și avem exemple, deci eu nu mai vreau să am exemple ca să-mi dau seama de fapt ce ni se întâmplă, știi? Ah, clar, fără doar și da, poate. Te întrebasem puțin și despre copii. Da, am avut, am fost însărcinată cu Iulian. Noi ne gândeam, știu, da, noi ne gândeam că odată, putea da, să fie fată, știi? Și ne-am fi dorit foarte mult să avem o fetiță împreună. Dar am pierdut sarcina. Nu, nici nu știu de ce, că nu ne-am lămurit prea bine, dar în momentul de față oricum din punct de vedere al posibilităților vârstei și adică ok, nu ți-a răs vârsta, dar știi cum e, apropo de biologic, avem biologic, totuși o vârstă, da. Plus că ți-am povestit, deja vreau să fiu eu, da, în prim plan, așa că... Poate așa a vrut Dumnezeu și așa poate a considerat că este cel mai bine pentru tine și poate pentru voi. Poate ne-a lăsat pe noi să copilărim de, da, acum înainte amândoi, că și el are un băiat. Da. Da, deci are și el un băiat care crește și va crește și va fi și el independent la un moment dat și Albert la fel. Și chiar am zis, eu cu Albert chiar, nu că, eu nu glumeam, nu știu, el probabil crede că glumesc când îi zic că el... La 18 ani ai lui, eu voi face 60. Da. Am zis că în momentul ăla, Albertel, scumpul meu băiețel, tu vei fi un mare, cum să zic eu, bărbățel în devenire, da, da? Vei fi la o facultate unde vei dori tu în lumea asta mare și eu în momentul ăla vreau să mă transform în globetrotter. Exact și uite așa, un glob pământesc, da, pe care o să-l învârtesc, așa, uh-huh, o să-l învârtesc și acolo unde o să pun degetul, cu ochii închiși, da? O să mă plimb. Iar... E o viață frumoasă să poți la un moment dat să te ocupi și de tine și să ai până la urmă parte de lucrurile pe care chiar ți le dorești să le îndeplinești.